Prin implantare se înțelege introducerea implantului în organism, respectiv a implantului în pătuțul lui. Vedeți cum implantul este fixat în osul maxilar după ce mucoasa a fost în prealabil ștanțată, iar osul a fost pregătit pentru implantare. În practică se vorbește despre implantarea într-un timp și implantarea în doi timpi. Într-un timp înseamnă că introducerea implantului în os și a restaurării protetice de pe acesta se realizează doar într-o singură ședință de tratament. În cazul în care dintele nou și astfel și implantul sunt solicitate la masticație imediat, atunci se vorbește de solicitarea imediată. În cazul în care dintele nou nu este adus în ocluzie și nu suportă forțele de la mestecarea alimentelor, atunci se vorbește de restaurarea imediată sau concomitentă. La procedeul de implantare în doi timpi, mai întâi se introduce în os implantul, iar abia după ce s-a terminat vindecarea osoasă se recurge la realizarea restaurării protetice. Aici există posibilitatea unei vindecări așa zise expuse, deschise sau neexpuse, închise. Expuse înseamnă că imediat după inserarea implantului nou se fixează pe acesta imediat cape speciale de formare a gingiei, aici în imagine în mandibulă în față. Au fost introduse 4 implante, gingia a fost suturată din nou, în gură remarcați însă cele 4 cape. Dimpotrivă, vindecarea neexpusă, adică închisă, înseamnă că imediat după implantare, plaga, deci rana din gură, este suturată, adică cusută complet. În gură nu mai puteți observa nimic. Vindecarea neexpusă, închisă, are dezavantajul că după vindecarea osoasă mai este necesară o mică operație pentru a dezveli implantul. Apoi se montează pe implant cape de formare a gingiei pentru circa o săptămână, înainte să se poată fixa restaurările dentare definitive. În ziua de azi, datorită îmbunătățirilor din domeniu, se procedează cel mai des la implantare într-un singur timp. Atunci când se implantează în doi timp, se recurge deseori la vindecarea deschisă, astfel nu mai aveți nevoie de o a doua operație.